Pentru președinția suedeză a Uniunii Europene, atacul de la Dnipropetrovsk este o crimă de război. Pentru Rusia este exact ce trebuie și chiar vor să repete. Toată lumea vorbește despre strategia Siria, bombardament la ras. Asta pare să fie dorința lui Putin. Comentăm toate detaliile acestei schimbări de strategie imediat. Înainte, relatări impresionante din blocul morții. Vă reamintesc, o rachetă destinată navelor a fost lansată de ruși într-un bloc de locuințe la Dnipropetrovsk. Au murit 40 de oameni, 75 au fost salvați, mulți răniți acolo. Încă sunt căutați supraviețuitori sub dărâmături. Printre cei care au murit, un celebru antrenor de box din Ucraina. Iar familia lui a dat publicității aceste imagini. Au fost filmate cu puțin timp înaintea atacului, sâmbătă. Atacul a fost sâmbătă, noaptea de sâmbătă spre duminică. În bucătăria pe care o veți vedea imediat distrusă, familia a sărbătorit-o pe fiică. Și totul s-a întâmplat așa cum se întâmplă în orice familie. Recunoașteți imaginile, vă puteți imagina, închipui cum s-au petrecut lucrurile acolo. În dreapta ecranului vedeți cum arată aceeași bucătărie după ce s-a produs atacul. Știm că antrenorul de box a murit, nu avem niciun fel de veste în legătură cu fetițele, cu soția lui, știm doar că ar fi fost transportate la spital, dar nu avem niciun fel de veste, de informații referitoare la starea lor. Pe mulți a impresionat că, vă dați seama, această fotografie este făcută dintr-o dronă la înălțimea etajului respectiv, prin peretele care nu mai există. Pe mulți i-a impresionat că după această aniversare se vede că pe masa din bucătărie a rămas un vas în care sunt fructele. Fructele au rămas pe masă. Tot în blocul acesta, o doamnă și-a pierdut fiul. Și mama, ucraineancă, îi blesteamă pe ruși 7 generații de acum înainte. Haideți să vedem. O să o vedem pe mama care a blestemat. O să vedem și ce se întâmplă în studiourile de televiziune de la Moscova, unde oamenii cer ca atacul să fie repetat. Iată imaginile. Laudă că în sfârșit au găsit o rachetă care nu poate fi interceptată. De aceea, în studiourile de televiziune de la Moscova, vă spuneam, se cere deja ca atacul să fie repetat. Există și o declarație a lui Putin, o vom vedea și pe aceea, în care spune că totul decurge conform planului și că evoluțiile sunt bune, toate la timpul lor, întâi propagandiști. Я очень рад, что наконец-то мы начали применять те виды вооружений, которые не, так сказать, не под силам сбивать украинским ПВО. С тех же слов. То есть по Киеву был нанесен удар, я не знаю чем, вот, так сказать, я думаю, военный эксперт нам поможет в этом разобраться, но тем, чем они не могут сбить. Вот мне кажется, нужно наносить, так сказать, массированный удар и заходить и заканчивать то, что мы начали в феврале прошлого года. Противно, еще раз повторюсь, в противном случае, так сказать, это количество этих жертв, оно будет только расти. У нас не так много времени. În studioul Digi24, invitații noștri, Vladimir Ionaș este sociolog, Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, și Sabin Orcan, directorul Newsweek România. Bună seara, domnilor! Bună seara. Adrian Cioroianu, strategia Siria. Nu le-a mers până acum în niciun alt fel, sunt fericiți că au găsit metoda. Știți că uneori rămân fără cuvinte la imaginile astea și nu glumesc. Adică, ca profesor de istorie, sunt pregătit să-mi asum într-un fel repetabilitatea oricărei drame în prezent, orice a fost în trecut. Dar în același timp mă uitam la femeia care blestema și mă gândeam ce mare prozător a fost Sadoveanu, pentru că mi se părea ca o frază de,
de proză, ca o suferință de asta, de roman. Nu m-aș fi așteptat să o văd în ianuarie 2023. De un an de zile trăim cu toți aceeași stupefacție, că asistăm la repetarea unui conflict într-atât de clasic, de unde ne-am fi așteptat ca un război astăzi să fie atât de tehnologizat, de cyber, de dus cu mijloace pe care să nu le vezi. Și ce asistăm? Cum a spus dumneavoastră și îmi venea să zic, natură moartă cu fructe pe masă. Deci bucătăria aia care a fost aruncată în aer sau ce s-a întâmplat acolo și a rămas un vas cu fructe pe masă. Deci e suprarealist ce se întâmplă. Vladimir Putin va rămâne probabil în istorie ca omul care a pierdut Ucraina. Eu nu știu ce va câștiga. Probabil va câștiga, spun unii că va câștiga o bucată de pământ. Deși eu înclin să cred că va urma un conflict înghețat mai curând decât orice altceva. Dar acest om va rămâne în istorie ca fiind rusul, președintele rus care a pierdut Ucraina. Nu numai a pierdut-o, dar a rămas la cuțite cu Ucraina. Și ce să mai spui în momentul de față în care rachete anti-avion sau anti-navă lovesc blocuri de locuit? Iertați-mă, asta este răzbunarea, probabil după soldații care au murit în noaptea de anul nou sau când au murit. Acum vor lovi ucrainenii, iarăși vom asista la un grup de câteva sute de soldați ruși care vor muri. Asta este o succesiune de răzbunări, o spirală a violenței care, cum să spun, ne convinge că s-a depășit de mult acel punct de, cum să spun, acel punct fără de întoarcere, de la care, cu cât ne îndepărtăm mai mult de limitele acestea ale bunului simț, cu atât perspectiva unei negocieri, unui armistițiu, într-un fel de unde speranța se apropie, tindem să credem că se îndepărtează. Pentru că eu sunt unul dintre cei care îmi imaginez că în 2023, normal ar fi să ne apropiem de un armistițiu, nu de o pace, ci de un armistițiu. Dar tot ce se întâmplă pe teren și mai ales aceste atacuri, cum să spun, împotriva populației civile, mă fac să cred că acest război e menit, din păcate, e menit să nu capete o soluție și încă o dată ajungem la concluzia că dacă există o soluție, ea se află la Moscova. Câtă vreme președintele Putin conduce această țară, probabil suntem departe de sfârșitul acestui conflict. În vremea asta, Putin îi se plânge lui Erdogan că ucrainenii nu au respectat armistițiul de Crăciun. O minciună. Cinismul total. Eu mai repet, am mai spus aici, protocolul 1 al Convenției de la Geneva din 1977, articolul 51, protecția populației civile. Și aici se face vorbire în detaliu despre atacurile care sunt considerate nediscriminatorii împotriva populației civile. Ce se întâmplă când un bloc de locuință, să zicem, e lângă o unitate militară, nu era cazul aici, ați văzut imaginile. Ăla este un cartier tipic de blocuri comuniste, unul lângă altul, toate la fel. Au lovit unul din blocurile alea. Nu există nicio unitate militară în jurul acelui bloc. Deci este clar o crimă de război, conform legislației internaționale. Acum, cinismul lui Putin sau al lui Peskov, care spunea că nu, niciodată noi nu lovim obiective militare, decât obiective militare. Ea nu știu câtea filmare din Ucraina în care loviturile ruse sunt la mol, la biserică, la maternitate, la nu știu câte blocuri, că nu e primul bloc lovit, doar că ăsta a fost lovit mai tare de o rachetă cu o încărcătură mai mare. Deci nu există nicio justificare pentru asta. Mai mult, în convenție, în protocolul 1 al Convenției de la Geneva, adoptat în 1977, se vorbește în condițiile războiului modern, pentru că este actualizarea Convenției de la Geneva de la începutul secolului XIX, se vorbește inclusiv despre faptul că pot fi civili într-o unitate militară și că ei trebuie protejați. Și sigur că au loc accidente în care un pilot trage o rachetă și nu lovește ținta, lovește. Dar nu pot avea loc accidente atâtea. Mai mult, dacă vă uitați la propaganda de la televiziunile rusești, se recunoaște fățiși că ei atacă populația civilă. Sigur, ei nu se ascund după deget. Dacă vor să repete, dacă vorbesc despre efectul acestui corect atac. Doar Kremlinul, care înțelege gravitatea faptelor comise acum în Ucraina, neagă complet adevărul, în ciuda acestor imagini, și spune că armata rusă lovește doar obiective militare, deși vedem
Nu? Fetița aia care sufla în lumânare și familia aia, antrenorul de box, nu aveau nicio legătură. Era un bloc acasă și au primit o rachetă în cap și au murit 40 de oameni. Deci chestiunea asta este o crimă de război. Și cu siguranță, cu siguranță, chiar dacă unora, inclusiv de pe la noi, le place să colporteze propaganda asta rusească de prost gust și ascunderea adevărului suprem, cu siguranță, poate nu vom apuca noi, dar cu siguranță crimele comise de armata rusă în aceste luni, în acest an de război în Ucraina, vor reprezenta anchete penale internaționale și vor fi trași la răspundere. Nu acum, poate când nu va mai fi regimul Putin, poate când rușii de rând, ăia care acum stau cu capul între umeri și care n-au curajul să se ridice împotriva acestui război, să uită la aceste televiziuni și asistă siderați la această propagandă. De altfel, în seara asta o să povestim despre un lucru, cred că o să dați o declarație mai veche a doamnei Margaret Thatcher despre Putin și o să povestim puțin de unde îi se trage lui Putin cu presa și o să vedeți că acolo începe totul, în anul 2000. Acest om este de 22 de ani, de 23 de ani la putere și a ajuns acum la finalul carierei lui de dictator și ce mai poate să livreze poporului rus? Că bunăstare, nu e mai multă bunăstare în Rusia decât acum 22 de ani. Pe Putin, apropo de relația lui cu presa, unii. Și imediat într-o declarație nouă făcută de data asta numai el și doi ziariști. Dar până acolo există informații despre racheta pe care au folosit-o rușii la Dnipropetrovsk. KH-22 este importantă această informație pentru că e o rachetă care a fost construită în 1962. În 1962. Deci o rachetă de 60 de ani. Ea a fost inventată ca să distrugă portavioane. Pentru asta e destinată. Atenție, racheta are și o variantă modernizată. 2012. E vorba despre o rachetă care se cheamă KH-32, pe care rușii o au. Nu, au folosit-o pe cea veche. Și, din nou, toată lumea se întreabă, Vladimir Ionaș, dacă la asta vom asista de aici înainte, pentru că rușii au lovit luni de zile infrastructura energetică ca să-i pună în genunchi pe ucraineni, aparent nu le-a ieșit, trec la civil direct. Nu că n-ar mai fi făcut-o. Nu e prima dată și probabil nu va fi nici ultima dată. De fiecare dată Kremlinul a negat spunând că acolo de fapt s-ascundeau soldați, tancuri, știu eu ce mai spuneau ei că s-ascund. Probabil vor urma din ce în ce mai multe atacuri asupra țintelor civile, tocmai pentru a demoraliza total populația Ucrainei și pentru a încerca cumva să rupă suportul de care se bucură președintele Zelenski în Ucraina, din partea propriei populații. Pe mine nu mă mai surprinde nimic. Eu am rămas mut de uimire să-l văd la una din cele mai importante emisiuni în Federația Rusă, invitat în prime time pe Popkov. Popkov este cel mai mare criminal în serie al Moscovei, al Rusiei, din istorie. Este închis la una din cele mai, la cea mai dură închisoare din Rusia, la Delfinul Negru. Da, are la, când a fost arestat, se spunea că a ucis undeva între 200 și 300 de femei. A fost condamnat pe viață pentru 80 de crime. Dar el a venit la emisiune să spună că își dorește foarte mult să meargă pe câmpul de luptă pentru cei de la Wagner și să facă un fel de reclamă în rândul pușcăriașilor, pentru că este respectat oarecum în rândul celor din pușcăriile din Federația Rusă, să facă un fel de reclamă acestei mobilizări pe care o face Wagnerul printre pușcăriași. Dacă a ajuns Federația Rusă acolo, mi se pare că poate merge oriunde. Dacă îl scoți pe Popkov ca agent de PR pentru o activitate... Da, așa ne puteți explica care e publicul țintă. Pe cine mizează acum rușii, aducându-l la televizor pe un criminal? Populația din închisorie, clar. Probabil Wagnerul n-a reușit să atragă un număr mare de oameni din închisori, care probabil preferă să stea acolo decât să plece pe frontul de luptă. Și au încercat această acțiune de PR în rândul lor. Repet, e unul din cei mai duri oameni din închisorile, și în cea mai dură închisoare, probabil cei care au citit sau au văzut vreodată ce înseamnă Delfinul Negru, închisoarea Delfinul Negru în Federația Rusă, e una din cele mai duri închisori din lume, nu numai din
Federația Rusă. Probabil asta au vrut. Pe mine m-a depășit acest lucru. Cine a gândit această campanie? Mi s-a părut oribil să-l scoți pe acel om. Dar iată că și acolo s-a ajuns. Și repet, din toate informațiile și ce am văzut că circulă inclusiv pe canalele de Telegram, da, vor continua aceste atacuri pentru că există o campanie de promovare. Iată că dă rezultate. Avem rachete care nu pot fi doborâte de antiaerienele ucrainiene și să lovim toată țara, peste tot. Un criminal în serie care a ucis oficial 83, probabil. La asta a fost condamnat. Pentru 83 a fost condamnat, fost ofițer de poliție și a oferit serviciile unui alt criminal în serie. Pentru că Vladimir Putin a omorât mult mai mulți oameni prin ordinele pe care le-a dat înainte chiar de acest război, nu mai spun de când a început acest război, decât Popkov. Deci, criminalii în serie între ei își oferă serviciile unul altuia. Domnul Popkov vrea să moară eroic după ce au omorât 83 de fete și femei din Rusia, vrea să moară eroic pe altarul luptei pentru patrie. Și cât de mult contează, îmi cer scuze, cât de mult contează pentru... Nu știu cine ar fi trebuit să ocupe, dar unul dintre oamenii, am văzut un interviu, am citit de fapt un interviu, unul dintre oamenii care susțineau Federația Rusă și locuiau în această zonă a Ucrainei, care astăzi este în război și a fost evacuat în Federația Rusă, era și un veteran de război de 94 de ani care a luptat și a supraviețuit la Stalingrad. Și a ajuns în Federația Rusă și doarme împreună cu nepoata lui pe străzi, pentru că nu are unde să stea, să locuiască. Pe aeroport, Putin dă declarații jurnaliștilor. Dar nu așa cum v-ați obișnui, știți, cu mulți jurnaliști, unul singur. Mă rog, e un jurnalist cu microfonul, un altul cu ține camera. Imaginea este ceva ce nu s-a mai văzut. Știți cât de pasionați sunt rușii, mai ales cei de la Kremlin, pentru pompă, pentru ceremonii. Președintele trebuie să apară în anumite circumstanțe, nu așa oricum. Bate vântul groaznic, Putin își ridică gulerul de la haină, dă rapid o declarație, spune că războiul din Ucraina are niște evoluții pozitive, dar este ciudat de la un capăt până la altul, atât de ciudat încât mulți jurnaliști au comentat imaginile spunând că e totuși cineva care seamănă cu Putin. Haideți să vedem. Dinamica pozitivă. Все развивается в рамках плана Министерства обороны, Генерального штаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раz порадует нас своими результатами боевой. А, n-ați văzut momentul, există o filmare cu începutul declarației, înaintea declarației, ea n-a fost mai lungă decât ce ați văzut, doar atât a vorbit, dar era interesant să vedeți ce face Putin înainte să înceapă să vorbească. Se apropie, bate vântul și ridică gulerul și zice ce a văzut. Cum e Sabin Orcan? V-ați fi închipuit vreodată? Era atât de important. Atenție, jurnaliștii nu sunt orice jurnaliști, sunt de la Rasia 1, da? Postul, canalul, să-i zicem, televiziunea din Rusia, da? Și a ținut neapărat să zic asta pentru popor. De ce? Și în condițiile astea. Pentru că atâta poate Putin. El nu mai poate să prezinte nonșalant ca altădată la conferințe de presă cu 300 de jurnaliști, pentru că nu le mai poate livra toate acele minciuni, chiar și presei ele aservite. Să știți că o să vorbim despre asta și despre Margaret Thatcher și despre scandalul Kursk, că de acolo începe istoria și cu Rusia 1. Și cu televiziunile lui Berezovski pe vremea aia, care au ajuns pe mâna altor oligarhi. Acum toate televiziunile private care mai sunt în Rusia și mai funcționează sunt deținute de oligarhii acceptați de Putin, din cercul lui de putere. Usmanov, Timchenko și toți ceilalți care îl susțin pe Putin. Niciunul dintre oligarhii care sunt în exil, cum e Hodorkovski, nu mai au vreo influență în media. Plus toate canalele online sau presă scrisă sau de televiziune, de radio, care au fost închise deja de autorități. Ce fel de democrație e asta care, mult înaintea acestui război, a închis gura oricărei voci care ar putea să se ridice să-i pună o întrebare lui Putin? Ăsta este rezultatul. Chestii servite în care ăla îi pune microfonul și Putin declară ce vrea el. Așteptăm, cum a zis, rezultate îmbucurătoare. Rezultate îmbucurătoare de la soldații noștri. Să ne încânte. Da, să ne încânte. Cu ce să ne încânte, domnule? Cu încă niște zeci de mii de morți ucraineni. Ce? Niște fete, copii, bătrâni cărora le cade o rachetă din asta în cap. Știți câte kilograme de RDX, care e ceva mai avansat decât trinitrotoluenul, știți câte kilograme de RDX are racheta aia de care vorbeați, din 60 ceva? O tonă. Deci o tonă de explozibil le-a dat în cap acelor oameni care stăteau și ei într-o sâmbătă, într-un bloc și sărbătoreau o zi de naștere.
Deci o tonă de explozibili. Sigur, sunt rachete care pot scăpa sistemelor antirachetă ale ucrainenilor. Nu s-au pregătit ucrainene că o să tragă cu racheta antiportavion Putin. Dar trage cu tot ce poate acum. Da? Exact cum spune Convenția de la Geneva. Nu există nicio discriminare. Nu e o operațiune militară. Este o operațiune de crime împotriva umanității. Trage cu tot ce poate și... Și unde pică, cine moare, nu contează. Dacă ne uităm la imaginile, la cadrul general al atacului, al urmărilor atacului ăstuia, se vede foarte bine că e un cvartal, este un bloc foarte mare. Acum vedeți pe ecran imaginile de la începutul declarației pe care am urmărit-o mai devreme. E momentul în care Putin e oarecum luat prin surprindere de ceva ce în mod evident el organizase. Poate că joacă, nu știu, dar momentul este straniu, cum vă spuneam, de la un capăt până la altul. Întorcându-mă la bloc, e un cvartal, este o serie de blocuri, uitați-vă, iar lovitura este în mijloc. Este un cartier de blocuri, m-am uitat pe internet special. Este în mijlocul cvartalului respectiv. N-am spus degeaba, m-am uitat la fotografie astăzi, cu tremurătoare, cum a spus domnul profesor Cioreanu. Este un cartier de blocuri comuniste și în mijlocul lui e un bloc care e lovit, dintre toate blocurile alea. Nu e nicio unitate militară, nu e niciun avampost pe acolo, nu e un vehicul militar în apropiere. Deci e un bloc în care niște oameni stăteau și într-un weekend și le-a căzut o bombă de o tonă de explozibil. Despre asta e vorba. Mai devreme vedeați momentul salvării unei tinere, 23 de ani are, e celebră și povestea ei, 23 de ani acasă cu părinții, după ce s-a despărțit de iubitul ei, s-a întors în casa părintească și punea rufele la spălat. Atât de șocat a fost de explozie, de ce s-a întâmplat, încât atunci când salvatorii au scos-o de sub dărâmături, avea în brațe un ursuleț cu care era probabil atunci când punea rufele la spălat. Adaug informația că, iar ceva ce nu s-a văzut de când a început războiul, Kremlinul emite un comunicat în care ni se spune că nu există un război între armata regulată și armata lui Wagner. Domnule profesor, evident că toată lumea înțelege exact pe dos. Dacă Kremlinul vrea neapărat să ne spună că nu e conflict între Wagner și armata. Păi asta e exact. Asta e drama propagandei ruse din totdeauna, și de pe vremea țarului și de pe vremea sovietelor. Cu cât neagă un lucru, cu atât îl face mai credibil. Această armată Wagner a clamat foarte multe din ultimele victorii. Acum armata și președintele Putin dorește să și le asume, pentru că președintele Putin are nevoie de aceste victorii din ultima vreme. Mă refer la acel oraș Soledar, nu mă refer la acest bombardament al blocului. Ăsta e greu de imaginat că ar putea fi asumat de cineva ca o victorie. Dar să știți că eu vă propun să facem un pas în spate, să ne întrebăm totuși de ce această retorică, de ce această cerere a președintelui Putin de a cere armatei lui să ne încânte cu rezultate. N-aveți impresia totuși că sunt într-o criză de timp? Nu știu dacă ați fost atent la imaginile de la televiziunea rusă pe care le-ați dat. Acel crainic sau ce era moderator vorbea ceva despre timp, adică ultima idee era că și așa nu mai avem timp. Deci e o criză de timp, e o criză de timp în raport cu rezultatele pe care le așteaptă. Să fie dată criza de faptul că vine anul, să terminăm ce am început în februarie, zice? Se face un an. Se face un an, evident, se face un an de când această campanie a început. Și rezultatul care este? Că ocupă provizoriu 16% din teritoriul unei țări, dar îl ocupă fără să-l dețină. Și e de așteptat că ucrainenii vor începe o luptă de gherilă care să împiedice pe ei să stabilizeze frontul. Pentru că asta e viitorul, cum să spun, primelor săptămâni, ce ne așteaptă este o activitate de gherilă ucraineană care să împiedice pe ruși să stabilizeze frontul. Ce ar însemna? Rușii, dacă stabilizează frontul, în spatele frontului fac ceea ce se cheamă rusificare. Aduc autorității, aduc școli, îi obligă pe oameni să se înroleze, pe copii să învețe limba rusă și ucrainenii o să împiedice acest lucru. Și asta poate dura la infinit. Această graniță este într-atât de fluidă, încât toată fanfaronada acelor referendumuri din septembrie rămâne suspendată în eter. Nimic nu se va concretiza
Și această graniță dintre Ucraina și Rusia este disputată și va fi disputată în orizontul proxim. Asta e tot ce ne așteaptă. Adică nu trebuie să fii doctor în geopolitică să-ți dai seama că rușii nu vor avea o graniță sigură pe cei 1300 de kilometri și asta grație ucrainenilor care îi vor hărțui în permanență. Și apropo, cum spunea domnul Ionaș, acum fie vorba între noi, ce împiedică pe ucraineni să facă și ei același gen de lovituri? Lovitura asta este clar programată, spuneați că a fost în mijlocul quartalului. Evident că n-a fost o întâmplare. A fost dorită să fie acolo. Ăstea sunt lovituri menite să îngenuncheze. Mă întreb pe ce bază, pentru că nu văd un rezultat concret în a înfrânge voința unui popor lovindu-i în felul ăsta și omorând câte 40 de oameni odată populație civilă. Mie mi se pare că, din potrivă, un popor devine cu atât mai îndârjit, cu un cuvânt care probabil vine din slavonă, din slavă, din limbile slave. Deci acest popor vine cu atât mai înrăit să reziste, cu cât vei omorâ mai mulți civili, și orice poveste de tânără sau de copil lovit va întări o rezistență ucraineană care îl va face pe Vladimir Putin în continuare să piardă timp. Eu vă propun să urmăriți acest factor timp în viitorul apropiat, pentru că am impresia că Rusia, de fapt, rămâne fără timp. Începe să grăbească lucrurile, da, pentru că se teme de timpul care vine și fără rezultate. Circula un nou termen încă de la sfârșitul lunii noiembrie, și anume luna mai. Pentru? Începutul lunii mai, pentru a termina operațiunea specială. Dar eu nu știu ce înseamnă, care este obiectivul. Dar luna mai a fost vehiculată. Așa speram și anul trecut în luna mai. Da, acum au vehiculat luna mai a acestui an să-și îndeplinească obiectivele, dar nu știm care sunt obiectivele. Cel puțin două calcule greșite, în afară de, sigur, dotarea execrabilă a faimoase armate ruse, lipsa de experiență în luptă a celor trimiși pe front, a celor mobilizați. Două calcule greșite în plus față de asta și-a făcut regimul de la Kremlin, că n-aș putea spune că toate mutările astea sunt gândite exclusiv de Putin. Două calcule greșite. Unu, a fost acela că pe timpul iernii criza energetică provocată de sancțiuni și de faptul că nu mai livrează gaz, va îngenunchea Europa, și brusc a apărut generalul Soare și avem cea mai călduroasă, una dintre cele mai călduroase ierni din istorie, și trece Europa bine mersi, toate țările, inclusiv Germania, care se plângea că nu știe ce să facă, are rezervoarele pline de gaze, au început să apară alternative. Asta a fost primul calcul greșit, și că Occidentul va lăsa din brațe Ucraina sau îl va forța pe Zelenski să meargă la masa tratativelor. Nu știu cum îl va forța pe Zelenski, că până la urmă este liderul unui stat independent atacat de un stat agresor și care are tot dreptul să se apere. Și al doilea calcul greșit este exact ăsta, și anume că aplicând această terorizare a populației cu bombardamente nediscriminatorii împotriva blocurilor de locuințe, brusc ucrainenii o să-i ceară lui Zelenski sau o să apară opoziție la Zelenski în plin război și o să-i spună: bă, hai, du-te la pace și lasă-ne cu războiul. Asta e o mare iluzie, da. Ori efectul este exact invers. Din toate relatările de la Kiev, am stat de vorbă cu oameni care au fost acolo recent, din toate relatările sunt și mai îndârjiți ucrainenii care au rămas să lupte, sunt și mai îndârjiți și mai hotărâți să-și apere țara decât erau înainte de aceste bombardamente. Bun. Haideți să legăm aceste puncte. Deci, sunt în criză de timp, par să fi găsit metoda care le aduce bucurie, cum zice Putin, nu pentru că Putin vrea bucurie. Acum să vorbești despre război și despre... Întrebarea, Cosmin Preleceanu, suntem toți aici cu proprietatea termenilor. Cum să vorbești despre o operațiune militară, despre un război în urma căreia sau căruia mor zeci de mii de oameni, și de partea ta și de partea lor? Cum să numești asta rezultate încântătoare? Dom'le, rezultat încântător e când defilează fanfara militară. Poți să ai rezultate încântătoare când trimiști niște oameni să ucidă alți oameni. Ce rezultate încântătoare sunt astea? Ucraina e satanizată în discurs oficial. Am înțeles, dar mor și de-ai tăi, domnule profesor. Adică, cum va fi încântător asta? Ați văzut mesajul pe care Vladimir Putin l-a dat la moartea papei, cum se cheamă, papa Benedict. A spus, i-a trimis un mesaj la moarte și a spus că îl deplânge ca pe unul care apăra valorile tradiționale, adevărate, ale creștinismului.
Deci această luptă din perspectiva lui Vladimir Putin este o luptă a binelui împotriva răului. Și ce, ucrainenii nu sunt creștini sau copii? Păi ce creștini? Nu sunt creștini, că n-au respectat armistițiul de Crăciun. Nu sunt creștini. Nu, domne, sunt naziști, sunt sataniști. Încă de la început i-au prezentat. E un occident depravat, această Ucraina este adepta unui occident depravat. Și sigur că pentru noi ni se pare ceva aberant, dar vorba lui Göring, repetă de 10 ori o minciună și cineva o va prinde totuși. Eu, întrebarea mea e asta, ați mai auzit vreun lider în perioada modernă, nici vreau să mă gândesc, nici măcar Hitler nu cred că se bucura când trimitea armata... Mă, cred că era Goebbels. Da, da, Goebbels. Când trimitea Wehrmacht-ul la luptă, niciodată nu l-am văzut aproape zâmbind pe Hitler și spunând o să-mi aducă rezultate încântătoare generalii mei și armata mea. Adică, acum depinde și de traducere, nu, sincer. A zis, așa, a zis că sperăm că oamenii noștri din teritoriu să ne încânte cu rezultate pozitive. Adică să vor acapara teritorii. Cum să te încânte cineva la război? Întrebarea este, pentru că Institutul pentru Studiul Războiului spune că rușii pregătesc o schimbare de strategie, o schimbare strategică. Înseamnă că vom mai vedea astfel de orori? Care nu vor fi din greșeală, nu vor fi... Din păcate, da. Am văzut de la începutul războiului. Nu e o surpriză că au loc astfel de, atacuri asupra... S-a întâmplat programat. Nu s-a întâmplat și cu teatrul din Mariupol și cu multe alte unde erau obiective. Erau luptători Azovstal în subsol și mulți foarte civili. Mulți civili și așa ei spun că și acum erau niște soldați, a spun și acolo. Întotdeauna au spus la fel că orice... obiectiv care pare civil și a fost lovit, era de fapt o ascunzătoare a unor luptători, unor mercenari și așa mai departe. De fiecare dată au folosit aceeași scuză, cei de la Kremlin. Schimbarea evident că a venit și ca urmare a faptului că la nivel de PR grupul Wagner, că tot vorbeam mai devreme de comunicatul Kremlin, că nu există, de la Kremlin, că nu există o luptă între armată și grupul Wagner. Grupul Wagner are un PR extrem de agresiv în Federația Rusă, au copiat foarte mult din modelul ucrainean, transmit totul live, soldații au, mulți dintre soldații grupului Wagner au căști cu camere GoPro și transmit totul live, ceea ce se întâmplă acolo, sunt urmăriți de o parte mare a societății din Federația Rusă și nu numai, și au reușit să câștige simpatie, pentru că aduc rezultate, parcă sunt foarte bine pregătiți, probabil au o parte a cei care au dar camere unde și așa au fost la Soledar acolo, au da? Fost la, sunt și acum în mine și se luptă în continuare, pentru că nu au, în mine fiind foarte multe tuneluri, sunt încă foarte mulți ucraineni și pe niveluri, probabil trebuie să urce, să coboare, nu dau seama cum sunt lucrurile, dar încă se întâmplă live acolo. Adică unde lupte. Sunt rezultatele astea încântătoarele lor? Inclusiv acolo, pentru că ale grupului Wagner. La un moment dat, acum două seri anunțau că au fie au lichidat, că folosesc acel termen în cheia ei, fie au lichidat, fie au reținut, au reușit să se predea acei soldați, undeva la 7.000 de ucraineni și mercenari străini, nu numai ucraineni. În zona respectivă. În zona Soledad. Iar ucrainenii ne spun astăzi că 80% dintre prizonierii recrutați de Wagner și aduși în Ucraina au fost fie capturați, fie răniți, fie uciși. Pauză! Și când ne întoarcem vorbim despre Mircea Joană, care face o declarație care ar putea semăna cu anunțul candidaturii. Vedem declarația și o comentăm, vă așteptăm. Vrea Mircea Joană să candideze sau va candida Mircea Joană? Diferența dintre cele două este dorința Partidului Social Democrat. Totuși, e important, fără nu se poate. Haideți să vedem ce a anunțat în emisiunea La Cină de la Digi24. Mircea Joană este secretar general adjunct NATO, vorbește despre planurile lui politice și ne lămurim apoi. Vreau să fac lucruri pentru România, asta vreau să fac. Nu știu dacă voi candida sau nu, am o treabă de făcut aici la NATO și nu sunt nici fariseu, nici poltron și nici pur și simplu aștept să văd cum se arată drumul pentru viitor. Eu fac, cred, o figură frumoasă pentru România. Oriunde mă duc, cred că fac o figură frumoasă. Eu fac reclamă României. Unul din România e în poziția aia la NATO, automat, mă stai un pic, e ceva. Nimeni nu spune că nu ar fi o chestie de mare onoare și un privilegiu și un lucru formidabil să poți să ajungi într-o poziție atât de mare. Dar că am fost sus sau că am fost jos, asta e lecția mea. Nu trebuie să aștepți să ajungi nu știu cine ca să poți să încerci să faci ceva bun pentru țara ta. Cum e?
Cum să fie? Sunt multe de spus aici. În primul rând, felicitări pentru doamna Anastase, cred, da? De la Ionela Anastase. Aceasta, vedeți ce înseamnă o emisiune relaxată în care se spun totuși lucruri importante și iată că într-un program politic noi le comentăm. Pe de altă parte, cele mai complice salutări din partea noastră pentru domnul Joană. La drept vorbind, cred că numai un secret, dânsul a trecut printr-o cumpănă și tot ce e mai bun din acest punct de vedere și cred că are dreptate când spune că acum ar fi mai bine pregătit decât în 2009. Lasă că între noi fie vorba, eu nu sunt convins că în 2009 ar fi fost mai bun decât domnul Băsescu, dar asta e istorie contrafactuală. Problema este, domnul Ciolacu va fi de acord? Partidul Social Democrat va fi de acord? Nu se grăbește. Nu se grăbește pentru că relațiile domnului Joană cu partidul sunt totuși și practic inexistente. Și asta a fost și mesajul domnului Joană. Sigur că dânsul pe unde a fost a lăsat o impresie bună, sunt unul dintre cei care cred că într-adevăr a făcut o bună reclamă românității, cunoscându-l și în ipostaza de ambasador și în cea de ministru, pot să vă asigur că a făcut o impresie bună, dar problema care se pune e totuși faptul că la noi politicul se joacă pe partide și Partidul Social Democrat în momentul de față nu se arată foarte dornic de a-l îmbrățișa pe campionul numit Mircea Joană. Poate se va întâmpla. Mai contează și de anumite mesaje care ar putea veni din partea unor parteneri sau prieteni de ai noștri. Nu știu dacă vor veni aceste mesaje sau nu știu dacă le așteaptă cineva la Partidul Social Democrat, dar deocamdată Partidul Social Democrat e destul de opac la adresa domnului Joană. I-ar ajuta, ar face o figură frumoasă, Vladimir Ionaș, unghiul sociologului. Stă bine Mircea Joană? Evident că Mircea Joană are o imagine pozitivă în România astăzi și ce spunea domnia sa că e mai bun astăzi decât cel din 2009, clar că este așa. Ne aducem aminte și care au fost atacurile la adresa domniei sale în campania electorală de atunci. E foarte greu să reiei acele teme astăzi, după ce a fost timp de 2 ani, jumate, 3 ani, secretarul general adjunct al NATO. Ceea ce îi lipsește astăzi față de 2009 este un partid. Mai este un an și 11 luni până la alegerile prezidențiale. Multe lucruri se pot întâmpla. Mi-aduc aminte că PSD-ul a spus și prin vocea președintelui și a mai multor vicepreședinți că de data aceasta nu președintele va fi 100% candidatul, ci se va face o cursă internă. Poate domnul Joană, poate mulți alții pot participa, dar depinde. Repet, mai este un an și 11 luni până la alegerile prezidențiale. Multe lucruri se pot schimba, pot evolua. Domnul Joană, evident că fiind un nume cu o notorietate uriașă de 100%, fiind undeva deasupra clasei politice astăzi la nivel de percepție, da? E undeva acolo departe, dar totuși activ lucrează. Nu departe, e un tehnocrat NATO. Evident, războiul l-a adus chiar aproape. E privit, da. Se bucură de o favorabilitate, dar lucrurile din nou pot evolua, se pot schimba, depinde care vor fi candidații celorlaltor partide, depinde de foarte multe. E foarte interesant că noi ne gândim automat la PSD pentru că de acolo vine Mircea Joană, dar PSD-ul se codește, ar putea fi candidatul altui partid? Nu știu, domnul Joană când a ieșit din PSD și a făcut o platformă, un partid, cochetează de mult cu ideea asta, dar vreau cu respect să vă spun că eu nu cred, nu sunt de acord cu finalul analizei domnului profesor Cioroianu. Nu cred că ar fi fost un președinte mai bun decât Traian Băsescu. Îi știm păcatele... Și domn profesor se îndoia. Îi știm păcatele lui Traian Băsescu. Să ne ducem aminte cum a pierdut alegerile Mircea Joană în 2009. Și sigur că e o poveste veche, domnul Ionaș, dar nu înseamnă că presa noastră, care are câteodată atenție distributivă, nu o poate relua. Mircea Joană a pierdut alegerile după celebra scenă din jacuzzi, nu acuzație, chiar filmarea, aș zice, scenă din jacuzzi și recunoașterea. Și recunoscut-o în finala dezbaterea prezidențială, cu aceste aminte, domnul Mircea Joană în jacuzzi la domnul Vântu. Știm cine era domnul Vântu pe vremea aia. Ce jacuzzi, domnule? În casă s-a dus. Domnule, în casă cu jacuzzi, da. Folosește metafora utilizată atunci de jurnaliști. A doua chestie era că domnul Joană era un apropiat al unui cerc care nu era potriva domniei sale intelectual, și anume domnul celebru primar Vanghelie. Nu știm și aceste acuzații, legături dovedite unele. Și sigur că între timp domnul Joană s-a maturizat. Dacă vorbim strict de fișa postului de președinte al României și oamenii ar alege în cunoștință de cauză cu ce se ocupă un președinte de fapt și nu l-ar alege doar așa pentru că
le place de moaca lui sau cum dă bine la televizor. Dacă vorbim strict de fișa postului, domnul Mircea Joana e cu siguranță în topul celor mai pregătiți oameni din România să fie președinte. A fost secretar general NATO, are experiență diplomatică, vorbește bine limbi străine, e bine văzut la Washington, la Londra, la Paris. Deci cu siguranță domnul Joana are toate datele ca să ocupe funcția de președinte, dacă am respectat fișa constituțională. Din păcate, în România știm foarte bine că la alegeri nu se votează așa, nu votăm pe cel mai potrivit să fie președinte, ci votăm pe cel pe care îl percepem în momentul respectiv, omul tătu cu care ne poate conduce pe drum în continuare. Că dacă cum ar fi Traian Băsescu. Da, că dacă am luat după fișa postului, nu putea fi nici Traian Băsescu, poate mulți alții. Asta e prima observație. A doua observație, cu siguranță, ce a spus domnul Ionaș este perfect adevărat, este un candidat în căutarea unui partid. Motivul pentru care se codește PSD-ul este că nu-l poate controla pe Mircea Joana. Mircea Joana a ieșit cu scandal din PSD și PSD-ul visează la un președinte cu care să aibă și ulterior alegerilor prezidențiale, chiar dacă președintele renunță la carnetul de membru de partid, să aibă o legătură măcar informală. Aveți pe cineva în minte? Puteți vedea acum pe cineva? N-am pe cineva în minte, dar probabil că nici ei. Există această școală de gândire în PSD, între niște baroni locali, că vor să aibă la Cotroceni, după alegerile prezidențiale, chiar dacă, conform Constituției, repet, președintele nu mai are carne de membru de partid, să aibă un interlocutor. Domnul Joana, cred că, mai ales după experiența la NATO, e ceva mai sus cu trei trepte de baroni ăștia de pânțară ai PSD-ului, care mai sunt încă, nu sunt așa de, să zicem, uzați ca baronii de altă dată, dar există în țară baroni, domnul Stănescu și alții, care visează probabil să aibă numărul de mobil al președintelui, să-i dea din când în când un telefon și să-l mai roage câte ceva. Cred că domnul Joana e trei clase mai sus, tocmai în urma acestei experiențe la NATO. Repet, nu știu dacă PSD-ul va alege. Dacă îl va alege, are o șansă mare la președinție, pentru că așa s-au câștigat alegerile prezidențiale în România, nu doar cu voturile partidului tău. Iar domnul Joana are în acest moment o notorietate, o favorabilitate, aș zice, bună, și în afara PSD-ului sau într-o anumită parte din afara PSD-ului, lucru care l-ar putea ajuta. Dar nu știm încă cu cine se va confrunta în turul 2, că iarăși e o chestiune de manicheism, cine e în turul 2. Păi dacă e Vadim cu Iliescu, pe cine alegem? Așa e și aici. A transmis mesaje către politicieni, a vorbit cu alegătorii, cum vi s-a părut? Nu, cred că Mircea Joana în momentul de față mai curând vorbește cu alegătorii decât să transmită mesaje, pentru că efectiv e un politician singur. Adică mie nu-mi dă impresia unui politician care să aibă o... Cred că n-are nici timpul să-și creeze un partid. Probabil că dacă ar fi în țară, ar putea încerca. Sigur că ne putem distra la acel experiment cu cine era, cu domnul Vanghelie, cred că își făcuse un partid. Da, domnule, PSRO, da, cred că exact, se numea, da, dacă nu mă înșel. Sigur, dar acum nu mai are timp nici pentru așa ceva, ori mie îmi dă sentimentul acestei singurătăți politice. Și mai este un aspect. Să știți că această alianță are șanse să dăinuie și după 2024, mă refer la nivel de guvernare. E, aici trebuie să ne explicați cum vedeți, cum va funcționa din punctul de vedere al prezidențialelor. Păi, cum să spun, v-ați fi imaginat-o acum 2 ani? Nimeni, niciunul dintre noi nu și-ar fi imaginat-o. Și cu toții suntem atenți să vedem dacă chiar va funcționa acum în mai. S-ar putea să funcționeze, pentru că adaptabilitatea acestor oameni din Partidul Social Democrat și din Partidul Național Liberal, să știți că a atins cote pe care nu le bănuiți. În momentul de față, amenințarea nu vine dinspre USR, vine dinspre acest gen de extremism populist, și influența de Rusia. Dar, e mă rog, mare nu acest numai pericol? E în creștere, nu e mare, dar e în creștere și, cum să spun, în anumite condiții de criză el poate să devină deranjant. Ori, în aceste condiții, partidele de mainstream au două variante. Ori să se întâmple ce s-a întâmplat în Franța, să piardă cu glorie ambele, ori să găsească o cale de coabitare și de simbioză, să se sprijine unul pe altul, în ciuda oricăror așteptări, că nimeni nu-și imagina acum 2 ani că liberalii se vor înfrăți cu socialdemocrații într-atât de mult încât să nu-i mai despărțim și să-și zâmbească domnul Ciucă și domnul Ciolacu, dar s-ar putea ca să o facă în continuare, să știți. Ce se va întâmpla la prezidențiale e o întâmplare, dar dacă vor fi aranjate aceste prezidențiale, nu aranjate, vor fi înțelese. Adică la modul la care ne propunem niște candidați, vedem care are șanse mai mari și mergem împreună în continuare. Să știți că asta este o alternativă. Ori în momentul de față, eu nu știu ce legătură are Partidul Social Democrat cu domnul Joana,
Dar domnul Joană cu Partidul Național Liberal practic n-are nicio legătură. Ori asta ar putea fi o problemă. Un minut, Vladimir Ionaș, și sunt foarte curios dacă PSD-ul chiar nu vrea să ne spună, pentru că e teoria asta că în România, dacă e prea mult timp până la alegeri, se arde candidatul, sau chiar n-au pe nimeni? În primul rând, și mie mi se pare o greșeală din punct de vedere politic să anunți candidatul cu aproape 2 ani înainte, pentru că dai apă la moară și poți lăsa construi tu însuți șansa să fie distrus din toate punctele de vedere. În al doilea rând, probabil după discursul pe care președintele partidului l-a tot ținut în ultima perioadă, că nu mai există acea meteahnă ca președintele să fie candidatul 100%, probabil își doresc să facă, nu știu, o campanie de PR care să-și aducă favorabilitatea partidului, prin care oamenii din teritoriu să-și aleagă candidatul. Din punctul meu de vedere, astăzi, la cum arată intenția de vot, la cum arată gradul, intenția de a participa la vot, lucrurile sunt destul de simple. Cele două partide mari vor reuși să-și ducă candidații în turul 2. Surpriza, într-adevăr, poate veni ca urmare a unei campanii foarte bine dusă pe această linie de extremism-naționalism și să ai unul din candidații celor două mari partide cu un astfel de candidat. Și, din nou, lucrurile sunt simple. Adică, cred că cele două mari partide au un singur lucru de făcut în următorul an jumate, să identifice numele care poate atrage cât mai mult electorat din rândul nehotărâților. Pentru că acolo e cea mai mare găleată, îi spun eu, de cetățeni. Da? De acolo poți să atragi voturi și multe. Bun, pauză. Și când ne întoarcem vorbim despre focoase nucleare pentru Poseidon și ce-i place lui Sabin Orcanu, vom vedea pe Margaret Thatcher vorbind în anul 2000 despre ăsta nou, Putin. S-a uitat la pozele lui și a căutat o urmă de umanitate. N-a găsit. Pauză, ne întoarcem. Momente dramatice la Dnipropetrovsk, acolo unde rușii au distrus un bloc de locuințe pentru că salvatorii încearcă să îi scoată de sub dărâmături pe cei care au supraviețuit, pentru că încă sunt oameni acolo. Și așa cum știm noi românii că se întâmplă la cutremur, se întâmplă și la dărâmăturile astea în urma unui atac cu rachetă. La un moment dat, toți salvatorii cer să se facă un moment de liniște, pentru că vor să audă dacă mai e cineva înăuntru. Tot din poveștile de la cutremur știm că sunt oameni care bat în perete cu ultimele sforțări. Unii poate chiar reușesc să strige. Veți vedea un astfel de moment dramatic la Dnipropetrovsk și atenție că de sub dărâmături se aude o voce de femeie. Vladimir Ionaș, cu rămășițele mele de rusă am înțeles că la un moment dat cineva a cerut ca încă o dată să se facă liniște. Și pe urmă spunea, e cineva. Probabil au auzit ceva, li s-a părut că aude ceva și de aceea a cerut să mai facă o dată liniște. Gândiți-vă cât de mare este provocarea, este foarte frig. Frigul din Ucraina nu se compară cu cel de la noi. Au fost și temperaturi de minus 20 de grade la cutremurul devastator din 1977. La noi temperaturile erau ceva mai mari. Așa se explică de ce acolo e abur. Se sparg țevi, știm și asta că se întâmplă, dar deja au trecut 24 de ore de la atac. Aburul este folosit pentru ca probabil cei care au rămas sub dărâmături să nu înghețe. Și atunci folosesc toate metodele de care au nevoie pentru a reuși să-i salveze pe oamenii care au rămas sub dărâmături. Dramatismul ăsta la Moscova, domnule profesor, probabil că e egal cu zero, pentru că oamenii ăștia n-au voie să trăiască pentru Putin. Da, se pare că oamenii ăștia nu sunt demn să trăiască și asta mă face să cred că
conflictul ăsta, chiar după ce se va încheia, va fi un trecut care nu va trece, adică ura dintre cele două popoare va fi moștenită încă o generație sau două sau trei. Credeți că ucrainenii vor uita prea ușor? Și aici cred că Sabin Orcan avea dreptate într-un final. Nu știm dacă Putin sau generația lui vor fi trași la răspundere, dar poate va veni totuși vremea la un moment dat în care aceste atacuri asupra populației civile vor deveni parte dintr-un manual de acuzare sau un dosar acuzator la adresa a ceea ce nu se poate face într-un război. Pentru că niciodată să nu spui niciodată. Acum rușii bănuiesc că nu suferă dacă te iei după televiziunile oficiale. Ai zice că nu suferă foarte mult pentru ce li se întâmplă ucrainenilor, ba dimpotrivă sunt vești încântătoare, dar pe de altă parte, noi care știm că și rușii au pățit-o de câteva ori de-a lungul istoriei când au fost atacați, e foarte ciudat că acum devin ei înșiși și din victimele de altădată devin asupritorii vecinilor lor. Și cred că asta, într-un final, va strica mandatul domnului Putin într-o manieră mult mai profundă decât domnul Vladimir Putin își poate imagina acum. Și, în vremea asta, obsesia nucleară pare să nu-l părăsească pe Putin, pentru că propaganda de la Moscova ne anunță cu surile și trâmbițe că primele torpile Poseidon au fost echipate cu focoase nucleare și motoare, pentru că ele sunt propulsate nuclear și vor fi trimise în curând pe submarinul Belgorod. Deci e important asta pentru ei? Pentru că vor să găsească, nu, o armă care să bată toate sistemele occidentale de care ar beneficia Ucraina. Așa se laudă, că astea nu pot fi distruse de nimic. Și să o îngenuncheze. Dar eu sunt convins că principala problemă n-are de-a face cu compoziția etnică sau sau bagajul genetic al poporului rus. Nici măcar cu istoria lor aia despre care vorbea domnul profesor. Eu sunt convins că are de-a face cu instaurarea dictaturii la Moscova. Din momentul în care acest regim a îndepărtat orice voce care folosea doar cuvântul război, i-a înspăimântat pe oameni, i-a exilat pe oameni, i-a închis, i-a otrăvit, i-a împușcat în cap pe toți oamenii care i s-au opus lui Putin, i s-au opus în mod legal. Că nici Nemțov, care a fost împușcat în cap, nici Navalny, care face pușcărie pentru niște acuzații inventate, n-au făcut nimic decât să dezvăluie, să acuze corupția de la Kremlin. Și cred că totul are de a face cu instaurarea dictaturii. Eu sunt convins că rușii nu văd aceste imagini, pentru că nu mai există presă liberă. Sunt convins că la televiziunile pe care le-ați arătat mai devreme nu se arată decât anumite lucruri care trebuie arătate, astfel încât rușii să-și facă cu totul altă imagine despre Kremlin. Sau se facă nu văd. Sau se facă nu văd unii. Vladimir Ionă. Cea mai mare parte a populației nu vede. Tinerii, oamenii din urbanul mare, vede toate acestea. Pentru că folosesc rețelele. Folosesc rețelele și inclusiv pe Telegram și pe VK, acel Facebook rusesc, apar imagini, se știe tot ce se întâmplă. Înainte de dictatură sau de orice altceva, o foarte mare parte a societății Federației Ruse trăiește încă în timpul războiului rece. Ei sunt într-un permanent conflict, război, sentiment de ură față de, în primul rând, Statele Unite și Marea Britanie. Dar de ce? Pentru că sunt principalii inamici care își doresc dispariția și răul Federației Ruse. Discuțiile... Și merită morțile oamenilor ăstora? Ideea asta că SUA sunt cel mai mare inamic? Se vorbea domnul profesor Celoianu despre faptul că ucrainenii vor ajunge să urască Federația Rusă. Partea din vest a Ucrainei, acea populație catolică apropiată de Polonia, ura Federația Rusă și rușii îi urau pe ei. Acum probabil acest sentiment din partea ucrainilor se va duce în toată Ucraina și toată populația Ucrainei va urî Rusia. Ce a făcut Kremlinul și ce a făcut Vladimir Putin și propaganda a fost să le arate rușilor că războiul este cu acea parte din vest pe care ei urau. Războiul este cu Statele Unite, cu Marea Britanie. V-am spus că în momentul în care președintele Zelenski a făcut acea vizită în Statele Unite la președintele Biden, i-a venit ca mânușă lui Vladimir Putin, pentru că toată propaganda a prezentat acele imagini ca uite s-a dus să-și ia lumină de la cei care vor să se lupte. De aceea discuțiile pe care Federația Rusă le-a purtat încă de la început au avut legătură cu NATO. Cu ce face NATO? Că se extinde, că vrea să se extindă în Ucraina, să vină la granițele noastre, să pună presiune pe noi. De aceea,
dacă vă uitați inclusiv în Occident, inclusiv în Statele Unite astăzi, sunt oameni din mediul academic, foști politicieni din servicii, din armată, care întreabă cum ar fi reacționat Statele Unite dacă Rusia sau China și-ar fi adus niște baze în Mexic sau Canada. Tocmai pentru a încerca să prezinte această idee pe care rușii o prezintă rușilor și pe care rușii o înțeleg și o cred și sunt de acord cu ea. Dom'le, ce caută... Chiar dacă nu sunt baze americane de niciun fel în Ucraina. Chiar dacă nu sunt, dar doar discuția că NATO vrea să vină aici și să vină în coasta noastră și să vină să pună presiune pe noi, îi dă această susținere de care se bucură, repet, nu există și, cu excepția lui Nemțov, care a avut un procent important de susținere în Federația Rusă, niciunul din ceilalți nici Naval. Să termin ideea asta, începută de mine, preluată de domnul Ionaș. Eu nu sunt în dezacord cu dumneavoastră, dar nu puteți nega că doar într-o dictatură poți prezenta un singur fir narrativ, poți ascunde adevărul, sigur că sunt oameni care au acces la Telegram sau mai știu eu ce, dar marea majoritate a populației care stă cu telecomanda în mână, oameni de o anumită vârstă, din estul mai îndepărtat al Rusiei, așa, nu stă pe V-Contacte și pe Telegram. By the way, V-Contacte e cenzurat pentru că este deținut de fiul adjunctului șefului administrației lui Putin. Ce vreau să spun este că foarte mulți oameni, foarte multor oameni le este prezentat o singură parte a adevărului, nu mai există adversari politici, nici măcar nu se pot înscrie în cursa electorală. S-a întâmplat asta în Rusia în ultimului deceniu, în care oamenii au vrut să candideze și au fost împiedicați. Deci ideea că n-are legătură, are legătură cu dictatura. Numai într-o dictatură se prezintă... Uitați-vă în România, avem toate punctele de vedere. Idioții utili ai lui Putin sunt bine mersi, în presa română, la televizor, se exprimă, nu le face nimeni nimic, că trăim într-o țară liberă. Dar acolo nu există decât un singur punct de vedere, o singură narațiune, aia care prezintă aceste, așa zise, adevăruri în care americanii sunt prezentați ca fiind niște oameni care și-au făcut baze în Ucraina. Nu există baze americane în Ucraina. Adică asta este demența propagandei care se autohrănește și sigur că asta duce la acest lucru. Oameni care nu sunt informați. Eu sunt convins că imaginile cu fetița și cu blocul ăsta nu au fost prezentate pe televiziune rusești. Tocmai din cauza asta. Pentru că el arată o crimă de război care nu are de-a face cu narațiunea lui Putin. Și anume aia că el luptă ca în războiul rece cu America. Auzi, haide să mergem aici puțin, era o fetiță din Ucraina, nu? Nu erau soldați americani. Îmi dau seama că poate prelungim un subiect mai mult decât ar trebui, dar ceva mă face să cred că lucrurile sunt mai nuanțate de atât, în sensul în care noi nu bănuim profunzimea din societatea rusă a sentimentelor de aprobare față de această campanie. Permiteți-mi să vă aduc aminte că există mișcări de opoziție în Iran mai vizibile și mai puternice decât ce se întâmplă în Rusia. Ori asta a rezumat totul la dictatura lui Vladimir Putin. Este o variantă, dar cred că este și un popor care acceptă această narațiune mai ușor decât ar face alții. Adică ideea acestei mărimi imperiale atacate de Occident se pare că este pe placul foarte multor ruși care agrează acest gen de răspuns pe care Vladimir Putin îl dă și într-un fel, cum să vă spun, nicio țară nu are o dictatură mai grea decât ceea ce poate ea să suporte. Asta e valabil, a fost valabil și în cazul nostru, este valabil și în cazul Rusiei. De asta vă spuneam că răspunsul, din punctul meu de vedere, până la urmă, tot de la Moscova va veni. Pentru că e istoria ca atare a Imperiului Rusesc, care se răzbună asupra conducătorilor când te aștepți mai puțin. Dar să nu subestimăm acest grad de acceptare al societății ruse, din păcate. Eu nu subestimez. Există vinovăția despre care vorbea Karl Jaspers sau unui popor întreg care tolerează tocmai pentru că nu se ridică împotriva dictatorului. Și am vorbit despre asta. Da. Dar diferența este că acum... regimul lui Putin are la dispoziție toate mijloacele, majoritatea opozanților sunt deja uciși, închiși sau exilați și în Rusia a rămas o altă masă de oameni și sigur că sunt tineri din marile orașe care știu ce se întâmplă
și care nu știu pe unde să mai fugă, că citim știri cum fug din Rusia ca să nu fie mobilizați. Problema este că există această lașitate în care poporul rus, la care s-ar împotrivi războiului și uciderii nediscriminatorii de copii din Ucraina, poporul ăla nu vrea să lupte cu Putin, nu vrea să-și riște viața. Asta e problema. Nu există această masă critică. Poate că va exista. E foarte ușor să zicem de aici, dar uitați că tot folosează dumneavoastră ca exemplu pe Kasparov. Kasparov s-a luptat foarte mult din exil cu Putin. De ce nu se duce acasă să le zică poporului să lupte? Că așa că de ce nu luptă poporul? Dacă s-ar duce, ar dispărea, poporul, știm și noi. Navalny s-a dus înapoi și într-o închisoare de maximă securitate. Domnule profesor, ce semnificație găsiți anunțului ăstuia cu torpilele nucleare? Belgorod își primește torpilele pentru care a fost creat. Asta e un fel de concurs de curtea școlii. Care dintre noi are buta mai mare? Am spus buta mai mare, domnule, nu înțeleg de ce râdeți. Ați spus bine, cu toții ne-am gândit la ce v-ați gândit și dumneavoastră. Da. Cum să spun, este o veche obsesie rusească, între noi fie vorba, de a arăta că arma atomică era mai mare, arma nucleară sau toate armele pe care Rusia le-a făcut mereu erau mai mari decât echivalentul occidental. Din ce motiv rămâne să vedem? E de uz intern? Îi îndârjește pe ruși? De cele mai multe ori este de uz intern. Vă dați seama că cei care se uită din afară se uită, ridică din sprâncene, dar probabil că de uz intern funcționează. Și asta confirmă într-un fel ceea ce discutam înainte. Este un mesaj pentru o populație care agrează, are un apetit de așteptare pentru acest gen de mesaj. Iată că torpilele noastre nucleare sunt cele mai bune din lume. Iată că putem răsturna Marea Britanie în 5 secunde. Iată că îi punem în pericol. Da, ori mesajul ăsta dat unei societăți care întotdeauna produsul rusesc sovietic e mai mare decât cel occidental, dacă societatea rusă asta așteaptă, asta îi se dă. Acum, ce relevanță are? Adică cu ce ar avantaja Rusia faptul că ar distruge cu 2 secunde mai devreme de a fi însăși distrusă? Astea sunt discuții deja de metafizică. N-are rost să intrăm în detalii, pentru că e aberant. E limpede că în măsura în care cineva pornește un război nuclear, în minutele următoare dispărem cu toții. Dar este o manieră de a... Iată, Belgorodul va fi înarmat cu torpile nucleare foarte bine. Ce va face cu ele? Nu le va putea folosi. Într-o lume normală nu le va putea folosi. Ce aduce în plus asta în condițiile în care Rusia are un arsenal de 2500 de capete, de cum nu se cheamă, focoase nucleare? Nu aduce nimic decât așa cum spune domnul la profesor. La 2500, retorica, încă vreo 4... Este retorica regimului de la Kremlin, n-are nicio legătură cu o confruntare reală, dacă ar putea avea loc, în care nu câștigă nimeni, că am mai discutat despre asta. Păi da. Dar cred că asta și are rădăcinile, domnule profesor, în protocronismul sovietic. Știți, există o listă făcută în 1948 de New York Times, care demontează toate pretențiile... Ce au inventat sovieticii. Da, sovieticii spuneau așa, pe vremea lui Stalin și înainte, inventaseră tot. Zborul nu era inventat de frații Wright, becul nu era inventat de Thomas Alva Edison, găseau ei întotdeauna un rus care cu 2 ani mai devreme a inventat și după aia i-a furat cineva invenția. Și vede că New York Times face un haz, publică o pagină întreagă pe tema asta și ia la rând toate aceste invenții și demonstrează cu date certe că au fost inventate unele în Occident, altele în Rusia, în România, eu știu, în alte țări. Deci există la ruși această, probabil e un complex de frustrare provincială. Ei tot timpul s-au simțit la marginea lumii civilizate și au vrut tot timpul să fie ce? Noua Romă. Nu că s-au scris, ei vor să fie Noua Romă, ei vor să fie întruparea centrului lumii civilizate. Din păcate nu sunt, ne o dovedesc și acum. Dar, repet, eu mă feresc, de ce mă feresc să condamn în bloc poporul rus? Domnule, popoarele, știți așa, la scara istoriei, nu așa la scară mică, mai au dreptate, că toată când explodează mămăliga, sigur, da, domnule profesor. Că așa și pe vremea lui Ceaușescu și al lui Gheorghiu, deja am văzut, știm, am citit despre oameni, nu, care plângeau la moartea lui Stalin, plângeau la moartea lui Gheorghiu, deci foarte mulți oameni zeloși să sprijine regimul, chiar dacă unii erau conștienți că face crime și comite abuzuri regimul și la un moment dat s-a umflat mămăliga și a explodat dat în față. Adică n-aș condamna așa a priori și etern poporul rus, că s-ar putea să ne facă o surpriză plăcută. Problema la un moment dat. Problema e când va fi ora la care nu știm. Dar în mod cert, cei care
care aplaudă aceste crime și folosesc eventual discursul lui Putin că sunt încântătoare victoriile operațiunii militare, respectiv uciderea nediscriminatorie a unei fetițe care își serbează ziua de naștere, ăia cu siguranță sunt apologeții rușcismului, domne, că asta așa se numește, ei au numit-o așa. Rușcismul este fascismul rusesc de modă nouă, pentru că Putin, Dugin l-a învățat asta, i-a spus trebuie să luăm lucrurile bune din fascism și lucrurile bune din comunism. Și lucrul bun din fascism este că putem să demonizăm un popor și să le omorâm cetățenii fără nicio discriminare, că ei sunt, cum ați spus, sataniști. Ce sunt. Despre asta e vorba. Câteva minute vom avea o dovadă de rușcism. Este felul în care rușii recrutează adolescenți în Lugansk și Donetsk. Tinerii care s-au născut în 2005 și odată ce au intrat în anul 2023, vor face 18 ani, sunt căutați și de la liceu trimiși direct la centrul de recrutare. Avem detalii, vă spunem cum se întâmplă și comentăm evident ce înseamnă această disperare de a-i pune pe ucraineni să lupte mai apoi împotriva ucrainenilor. Dar până atunci, Margaret Thatcher face în conjurul rețelelor sociale o declarație scoasă de la naftalină, pentru că Margaret Thatcher în 2000 era la Millsaps College în Jackson, Mississippi, pe 20 septembrie 2000 și vorbea despre Putin, o noutate în cercurile de putere din Rusia, la vârf, evident, comentează faptul că nu are nicio urmă de umanitate și îl comentează pe Putin, mai ales din cauza felului în care i-a lăsat pe marinarii de pe Kursk să moară pe fundul mării. Margaret Thatcher. Now we have the new Mr. Putin. I looked at the pictures of Mr. Putin, trying to look for a trace of humanity. I should, within a few weeks, have known better, because you know what happened. They had the terrible tragedy of the submarine going down straight to the floor. Whether there was an explosion inside or not, we don't know. But it was very interesting what happened. If ever there's a calamity in the West, the whole of the armed forces will go, they'll take everything there immediately. The politicians immediately will get together and say, what help do we want? They can have anything we can give. If we haven't got the help, we'll get it from someone else. There would be anxiety, because what mattered was not the submarine, but the lives of those in. And the interesting thing was that the new leader of the Soviet Union didn't act quickly. This was very soon the comment. He didn't try to mobilize everyone else. We didn't know whether we could help, but we were all ready to go and help, and sent some of the small submarines that we had just for such an occasion. But that, my friends, was very, very revealing indeed. They still do not value human life in the same way that we do. And so, all the help got there, I'm afraid, really rather late. And I'm very relieved in one way that Mr. Putin got so much criticism for what he should have done, but didn't. And that again shows that the Soviet Union and the peoples of the Soviet Union are very much aware of what could be done, a great deal more could be done than is being done at the moment. Primul reflex, știind ce s-a întâmplat la Cernobâl, de exemplu, ar fi să ne gândim că poate Putin n-a știut, dar e caghebist. N-are niciun fel de scuză, sigur a știut. Da, Sabinor, că a știut. Nu numai că a știut. Incidentul se petrece pe 12 august 2000, asta e la, eram vacanță, la nicio lună, Putin. Declarația lui Margaret Thatcher. Vladimir Putin, care fusese de câteva luni ales președinte al Federației Ruse, se afla în vacanță la Sochi, într-unul din palatele sale. A fost informat, e adevărat, cu întârziere, după vreo 6 ore. Se leagă lucrurile. Da? Și există un editorial din The Guardian în care sunt descrise imagine, pentru că au apărut filmări cu el. El era la bustul gol și făcea un grătar la Sochi. Deci, nou președinte al Federației Ruse făcea un grătar la Sochi cu niște invitați. Era la bustul gol, cum se prezenta el, macio așa, în vreme ce ăia erau pe fundul mării.
au refuzat în prima fază ajutorul britanicilor și norvegienilor care s-au oferit, aveau aparatură cu care puteau acționa în timp util. Dar are loc un eveniment mai interesant. Pe 10 august, pe 22 august, la 10 zile după ce s-a scufundat submarinul, Putin se întâlnește, atenție, nou președinte, nu avea încă presa, era presa deținută de diversi oligarhi, Berezovski. Presa l-a criticat rău atunci. Da. Și pe 22 august se întâlnește cu mame, rudele ălora de pe Kursk. Ei încă nu știau, nu scoseseră submarinul, nu știau, sunt morți, cum au murit. Au mințit prima dată, primele zile, au mințit că s-a lovit cu o navă NATO, evident nu există nicio navă NATO în zona aia. Se întâlnește acolo și filmează o televiziune, Rusia 1, de care ați vorbit, Rusia 1. Singura care are acces acolo oficial. Mai sunt niște jurnaliști infiltrați care să dau drept rudele victimelor. Dar Rusia 1 nu avea aparatură și folosește un card de satelit al televiziunii germane RTL. Ei înregistrează RTL-ul și publică în Occident. Nici până astăzi nu s-a dat filmarea aia. Putin întâlnindu-se câteva sute de oameni rudele celor de pe Kursk, o mamă a unui locotenent de pe Kursk se ridică și începe să îi spună: nenorociților, ce ați făcut, copiii noștri, cu tare. În momentul imediat următor, o asistentă medicală, îmbrăcată în civil, nu în costum de asistentă medicală, îi face o injecție cu un, din ăsta în braț. Un calmant. Un sedativ. Da. Femeia leșină, o iau pe sus și o scot din întâlnire. Toată filmarea asta există. Ce s-a declanșat după aia, toată presa rusă l-a criticat. Inclusiv aia care era critică mai puțin cu el la început. Și anume ziarele lui Berezovski, care nu erau atât de dure ca Novaya Gazeta și așa mai departe. Ce a făcut Putin atunci? A ținut un discurs de câteva ore la o nouă întâlnire în care totul a acuzat, totul e minciuna presei, presa trebuie pusă la punct, i-a amenințat pe toți. Atunci începe Putin să realizeze că presa trebuie pusă pe butuci. Dar cum vi se pare, domnule profesor, că Margaret Thatcher l-a mirosit? Domnule, femeie deșteaptă, ce să mai discutăm? Pe mine m-au uimit. Și ne-a prezentat totuși și dovezile, evident. Da, nu, era de bun simț ce spunea Margaret Thatcher. Există acest, bun, dincolo de faptul că vorbește insistent de mult despre Uniunea Sovietică. Reflex. Reflex, da, suntem totuși în 2000. Uniunea Sovietică nu mai era de 9 ani, dar... Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat, Bezea aș zice da, că da, uite, a fost premonitor. Noi acum, și aici, noi acum asistăm, de fapt, la disoluția Uniunii Sovietice. Și Margaret Thatcher avea dreptate. Și asta mă face cu atât mai mult să regret că în 2007, când am încercat să o întâlnesc, vizitam în calitate de ministru Londra și cei din echipa dânsei mi-au spus că dacă am o impresie bună ca profesor de istorie, aș face mai bine să nu o întâlnesc. Era deja... Bolnavă. Da, într-o fază mai... Dar asta era în 2000. L-a citit, ce să mai discutăm. Dar știți ce mă surprinde? Că în aceeași perioadă George W. Bush spunea că s-a uitat în ochii lui și a văzut... Un om sincer. Icoane, că a văzut un om sincer și așa mai departe. Deci, vedeți, Margaret Thatcher a avut dreptate din această perspectivă că nu e aceeași valoare dată vieții umane. Nu discutăm de om, neom... cum să spun, mi-aduceam aminte în timp ce spunea Sabin Orcan despre acele zile dramatice în care oamenii au fost efectiv lăsați să moară. Cu zile? Cu zile dintr-un orgoliu. Dintr-un orgoliu. Orgoliu mari puteri ca să nu facem pe... Dar știți cum? Asta în condițiile în care Hitler, pe von Paulus, care fusese la sediu Stalingradului, l-a făcut feldmareșal, când ăsta era împresurat de sovietici, ferm convins că se va sinucide von Paulus. Că nu, niciun fel mareșal german nu se predase vreodată. Și von Paulus și armata lui erau înconjurați de sovietici, dar ca să nu se predea, l-a făcut fel mareșal. Von Paulus i-a făcut figura lui Hitler și s-a predat rușilor și Hitler a fost profund dezamăgit. Ia uite, domnule, eu l-am făcut fel mareșal și el acum s-a predat. Pentru că îl făcuse doar ca să se sinucidă. Ori această sacrificare a echipajului de pe Kursk, doar de dragul de a nu ceda orgoliul tău și de a nu recunoaște că alții sunt mai buni decât tine, confirmă ce spunea Margaret Thatcher, este un alt preț dat vieții umane, ori asta se vede și în conflictul de acum. Uitați, domnul Preceanu, putem să arătăm la cameră, ca da, ce este domnul Putin la Sochi, la câteva zile după ce oamenii... Încercați să înclinați spre podea telefonul, ecranul, mai, așa, ca să nu avem reflexia. Este Perfect. Domnul Putin în două fotografii publicate de New York Times la data respectivă,
la Sochi, unde era cu barca, după aia face un barbecue aici pescuiește, da? În timp ce marinarii de pe Kursk erau pe fundul mării. Putin tolănit pe un scaun și el nu se întoarce de la Sochi decât după 10 zile, când are întâlnirea cu familiile marinarilor. Asta e, domnul Vladimir Ionaș, am văzut că ați vrut să interveniți. Nu știam interviu, nu știam această declarație a doamnei Thatcher. Sunt două lucruri. Nu sunt total de acord și am spus-o de nenumărate ori. Aprecierea față de valoarea unei vieți umane e total diferită pentru societatea rusă, nu numai pentru politicienii ruși. Ani, femeilor obișnuiți tot... nu le pasă? Nu. Aprecierea față de viață, de viața unei persoane sau a mai multora, diferă în Federația Rusă față de Occident. De aceea, una din cele mai mari greșeli pe care o pot face analiștii, politicienii, oricine din Occident, e să privească cu valorile pe care le au ce se întâmplă în Federația Rusă. Nu, și nu numai în Federația Rusă, și în China și în multe alte zone. Și doi, ne-a mai arătat un lucru care se vede și s-a văzut în toată această perioadă. Decât să accepte ajutorul Occidentului, mai bine... Nu numai că pierd vieți umane, mai bine duc un război, duc orice. Și lucrul ăsta a fost valabil de atunci până azi. Da, atunci evident că s-au schimbat multe lucruri și atunci a început inclusiv prigoana, pentru că Vladimir Putin a considerat că mulți dintre oligarhii care l-au susținut să ajungă președinte, Berezovski a fost unul din principalii susținători, trebuie să dispară și trebuie să-și creeze proprii oligarhi. Atunci a început prigoana și au fost uciși sau au dispărut... toți foștii oligarhi. Au fugit din țară în prima fază. Osama Bin Laden îi spune la un moment dat într-una dintre diatribele lui adresate Occidentului că de asta noi o să câștigăm acest război cu voi, pentru că pentru noi viața nu contează, moartea contează, nu? Că era martiriu, nu? Așa. Și n-a câștigat războiul. Poate să nu conteze viața pentru unii dintre ruși. Asta nu înseamnă nimic. Doar că o să măcelărească în continuare zeci, sute de mii de oameni, ruși, ucraineni, civili, militari, pentru că nu-i pasă, dar eu cred că la un moment dat acest regim va fi, într-un fel, la scara istoriei, repet, tras la răspundere, de societate, de oamenii care se trezesc, de oamenii care știu că ei sunt priviți ca paria ai Occidentului. De ce credeți că nu le pasă? Noi suntem atinși în amorul propriu pentru că noi suntem primiți în Schengen. Deși suntem în Uniunea Europeană, putem să călătorim. Credeți că ei nu sunt atinși în amorul propriu faptul că sunt priviți peste tot în lume ca niște paria? Adică ideea asta că nu o să le pese la scara istoriei, cred că nu se susține. Vă mai propun niște imagini. Cum apropo de cât prețuiesc ei viața. Domnul Nehammer. Bun. Niște pensionari din Bashkiria. Bashkiria e o mică republică la nord de Kazahstan. Au curajul să se înregistreze și să vorbească împotriva lui Putin. E adevărat că o fac foarte, foarte, cu mănuși, aș zice, dar totuși au acest curaj. Uitându-ne la imagine, am dat seama că ele sunt atât de blurate încât nu poți distinge fețele. Dar nu ne putem închipui că un astfel de manifest poate fi înregistrat fără ca cineva să-i pârască la KGB, evident. Deci sunt în pericol. Cum e, Vladimir Ionaș? Pensionarii din Bashkiria îi spun lui Putin că e cazul să își vadă de drum. Au existat astfel de reacții în mai multe republici din acestea federale care aparțin de Federația Rusă, dar au fost înăbușite foarte rapid, fie de FSB, fie de liderii interlope ai acelor zone. Ca o continuare la ceea ce spunea domnul Orcan, de aceea îl întrebam de Kasparov. Poate sunt mulți care nu sunt de acord. Dar întotdeauna când s-au ridicat, au avut un lider care i-a încurajat și i-a dus pe acel drum. Nu există, din păcate, în Federația Rusă. Nu există. Navalny a încercat, numai că, din păcate, pentru el a urmat prea mult exact ruta, doar că n-a fost cu trenul, ci cu avionul lui Lenin. Și era privit de poporul rus într-un anumit fel. Dar au nevoie de un lider. Trebuie să fie un lider care să dea tonul. Pe bază de logică. Eu nu cred oricum în sondajele alea pe care le citați noastră mai de mult, așa. Normal. Așa. Păi n-am cum să cred, că v-am spus, dintr-o dictatură nu vin sondaje de opinie făcute, nu vin din România sondaje bune de opinie. Deci eu vă spun așa, dacă nu era un pericol, domnul Navalny nu l-o trăveau. Adică nu spuneți că nu era un pericol pentru sistem. Sigur, poate nu stătea el așa bine în sondaje. Dar dacă nu era privit, sunt mulți opozanți la Moscova care n-au fost otrăviți.
Navalny și alți câțiva au fost otrăviți pentru că reprezentau un pericol Navalny pentru sistem. Să se schimbe multe lucruri. Eu nu pun speranța nimeni, îmi pun speranța că poporul ăsta, în poporul ăsta inuman pe care l-ați descris, s-or mai găsi și câțiva oameni care înțeleg că nu e ok să omori civili nevinovați în Ucraina pentru visul de mărire al lui Putin. Eu cred că mai sunt și de ăștia. Câțiva pensionari, un soldat care aruncă o grenadă ca să nu mai fie mobilizat. Să-și omoare camarazii. Dar, repet, diverse forme. La un moment dat va exploda această mămăligă, n-are cum. Asta ne învață istoria. Eu asta știu. Tot timpul explodează mămăliga. Ideea asta că dictatorii ăștia rămân netrași la răspundere forever, nu cred că ține. Mai ales că domnul cred Putin... că pensionari ăștia sunt cel mai bun, iertați-mă, domnul Orcan. Cred că acești pensionari sunt cel mai bun indicator, apropo de sondaje, și pensionarii și mamele. Ăsta, mamele adevărate. Comitetul Mamelor e cel care i-a pus probleme lui Gorbaciov în războiul din Afganistan. Și la fel, mamele care îl trăgeau de urechi pe Putin în legătură cu submarinul Kursk. Să nu subestimăm într-adevăr această franjă a societății ruse, cei bătrâni, femeile, de altfel cei la care bănuiesc că regimul Putin se uită așa mai, cum să spun, ca la niște non-adversari. Dar să știți că de multe ori nemulțumirea lor... Vreau să vă spun cum a început revoluția, ceea ce avea să devină revoluția bolșevică, a început cu niște femei care au ieșit în stradă pentru pâine, în condițiile în care soții lor erau pe front, așa încât s-ar putea ca schimbarea să vină de la pensionari, de la femei, când va veni, dar în același timp trebuie să acceptăm că o bună parte dintre ruși sunt și ei de acord cu această, cu acest vis imperial al lui Putin în privința Ucrainei. Cred că se uită la Ucraina cu un ochi pe care noi nu-l bănuim. Adică au impresia că e pământul lor, că este... Vă dați seama ce schizofrenie, la ce schizofrenie s-a ajuns Dorle Prelipceanu să spui, în egală măsură că acest Kiev este leagănul lumii ruse și tu să-l bombardezi. Adică îți trebuie un exercițiu de imaginație. Mm-hmm. Cum Dumnezeu e leagănul civilizației tale și tu îi mai dai câte o bombă? Da, îi mai dai câte o bombă că e locuit de ucraineni. Asta arată, de fapt, o mare schizofrenie la nivelul conștiinței de sine, a identității. E ceva neclar în toată această poveste și în imaginea pe care rușii o au despre trecutul lor, despre prezent, despre viitor. Și ce mă alarmează totuși pe mine este că o parte dintre ruși par a fi de acord cu ideea că Ucraina este teritoriul lor. Adică, într-un fel sau altul, domne, ok... suntem adversari cu NATO, America, Anglia, sunt dușmanii noștri, dar Ucraina e teritoriul nostru. Aici unii dintre ei s-ar putea să fie de acord cu Vladimir Putin. Ne pregătim să tragem concluziile, ne interesează direcția în care merge războiul. Institutul pentru Studiul Războiului spune că rușii se străduiesc să schimbe soarta războiului, vor să facă o mare mișcare, o mare mutare strategică, ar putea fi vorba despre un atac din nord, din Belarus, se teme Kievul de acest atac, plus recrutarea liceenilor. În Rusia, dacă te-ai născut în 2005 și ai pășit în 2023, ai deja 18 ani și sunt căutați liceenii în Donetsk și Lugansk. Iată ce știe LCI. Les enfants nés en 2005 dans ces territoires occupés sont méticuleusement recensés visiblement par les Russes dans le but de les inscrire au service militaire obligatoire. On parle ici donc s'ils sont nés en 2005 de jeunes garçons qui auront 18 ans dans quelques mois. Le service militaire en Russie dure 12 mois, 12 mois durant lesquels ces jeunes hommes sont formés militairement, ils ne sont pas envoyés à la guerre. Enfin, officiellement, vous vous souvenez de ce que disait Vladimir Poutine au tout début du conflit. Il était hors de question d'envoyer des conscrits au combat, sauf que dans les faits, des hommes qui avaient tout juste atteint l'âge adulte ont été retrouvés sur place, sur le terrain, ou ont été faits prisonniers. Donc on le sait qu'il y a des conscrits qui Bien se sûr. Battent aujourd'hui en Ukraine. Donc vous imaginez ces jeunes qui étaient encore ukrainiens il y a quelques mois envoyés sur le front pour combattre l'armée ukrainienne. C'est absolument épouvantable. C'est pour ça que le centre de résistance ukrainien dont vous a parlé au tout début du papier, dont parle donc le Kiev Independent, a appelé les familles, ce centre de résistance, a appelé les familles pour que surtout ils mettent leurs enfants à l'abri, oui, autrement dit, de partir. Partez. Ca să fugă din Lugansk, din Donetsk, ca să nu fie recrutați. Bun, mai avem puține minute la dispoziție.
Vorbeam despre nebunia de care ai nevoie ca să-ți distrugi leagănul propriei civilizații, nebunia de care ai nevoie să-i pui să lupte împotriva propriului popor pe niște copii, dar au mai făcut-o și alții. Încotro se îndreaptă războiul. Vom avea o ofensivă din Belarus, domnule profesor? Da, mă tem că vom asista la o contraofensivă rusească. Nu știu dacă din Belarus, dar va fi cu siguranță o contraofensivă, pentru că nu cedează Vladimir Putin, nu cedează fără o replică. Dată fiind evoluția nesatisfăcătoare pentru el din ultimele luni, din toată toamna, de fapt, ultimele succese rusești cred că sunt din luna iunie-iulie, înainte de referendumuri, după care a urmat retragerea din Herson, după care a urmat lupta aceasta pe cei 1300 de kilometri de front. Acum, ce s-a întâmplat în acest oraș, Bahmut și, cum Soledar, se cheamă, Soledar. Dar s-ar putea să asistăm la o ofensivă, pentru că altfel de ce ar fi chemat totuși acele 300.000 de tineri sub arme, sau, mă rog, rezerviști, și între noi fie vorba, nu e foarte limpede dacă au fost doar 300.000, pentru că cifra s-ar putea să fie mai mare. De ce i-ar fi chemat? Să-i pregătească pentru ce? Pentru că nu i-am văzut deocamdată, nu i-am văzut pe linia frontului, s-ar putea să urmeze. Dar asta cred că știu și ucrainenii și sunt pregătiți în consecință. Adică ajutoarele care vin acum și noile tipuri de ajutoare care vin, cred că le vin dinspre Occident în virtutea acestei contraofensive rusești. Belarus? Altă manevră? Care va fi marea mutare a lui Putin? Deci am citit și eu opinia celor de la Institutul pentru Studiul Războiului. Eu, da, bine, pe mine m-a dat peste cap din punctul de vedere al logicii și rațiunii și ce s-a întâmplat la începutul războiului. Din nou, mi s-ar părea ilogic și irațional să atași din nou din Belarus în condițiile în care de 6 luni ucrainienii nu fac decât să protejeze acea zonă și să pregătească cu tot felul de capcane, de blochează toate căile de acces, deci nu înțeleg de ce a intrat. Inițial se vorbea despre dorința ca Federația Rusă să securizeze toată zona Donetskului, din nou din cauza datorită resurselor care se află acolo. Nu văd logica unei acțiuni din nord, dar nici la început nu vedeam logica și a avut loc. Ca să obligi pe ucraineni să retragă din trupele din sud și din deja au pregătit și să le pună în pericol capitala. Vă dați seama ce îi pierde din punct de vedere militar să atace acolo unde ei de 6 luni s-au pregătit pentru un eventual atac din nord? Distragere, atenție. Sabin Orcan. Nu știu, eu nu fac predicții de tipul ăsta. Lucrăm cu ale altora, de-aia propuneam Lucrăm analiza institutului. Vreau să vă spun, printre altele, că în acest război se mai comit și altfel de crime. Crime împotriva culturii. Este cel mai mare jaf de opere de artă și vestigii istorice de la al doilea război mondial încoace, comis de armata rusă, sunt mii, peste 2000 de piese. Le fură sau le vandalizează? Nu, le sau fură. Și una și le fură, le fură. Deci, trupele rusești au primit, de pildă, oasele lui Potemkin, nu? Iubitul Ecaterinei cei mari, a fost luat de la Kherson dintr-o criptă și au fost duse în urma unor ordine specifice de la Kremlin. Mii de opere erau de artă. Erau la Kherson oasele lui? Da, mii de opere de artă și vestigii istorice au fost furate de armata rusă și asta este și asta o crimă împotriva umanității care se înscrie în narațiunea lor că Ucraina nu e altă țară, că tot ce acolo le aparține, prin urmare le-au luat și le-au transferat în alte locuri unde ei dețin controlul. Nu știm câte din ele au ajuns peste graniță în Rusia, unele au ajuns în Crimea, cert este că au fost luate de armată din muzeele care erau și ele păzite de câțiva angajați din toate orașele pe care le-au cucerit. Eu nu știu ce se va întâmpla din punct de vedere militar, că va ataca din nord sau din sud, dar știu că este disperat să arate ceva. Ceva. Să arate și el o victorie pe teren, că de-aia eventual vorbește despre altceva decât a arătat în acum. Vă mulțumesc mult, domnilor. Vă mulțumesc tuturor. Ioana Ciurlea vă așteaptă imediat cu ultimele informații. Vă reamintesc că am văzut mai devreme un moment emoționant, dramatic. Salvatorii de la Dnipropetrovsk așteaptă semnale de la supraviețuitorii de sub dărâmăturile blocului pe care rușii l-au distrus cu o rachetă. O rachetă construită în 1962, destinată distrugerii portavioanelor și pe care de data asta au folosit-o împotriva unui bloc de locuințe pe care l-au lovit în mijloc, în plin. Despre ce s-a întâmplat acolo, despre soarta victimelor, pentru că sunt mulți răniți, imediat cu Ioana Ciurlea. Seară bună!